Salutare tuturor! Hai dați că am revenit cu un video cu Passatul. M-am hotărât să mă duc să-i pun ceva folii. Plus încă alte câteva chestii. Dar o să vă arăt la urmă despre ce e vorba. Dacă între timp, până ajung eu acolo, mă duc oricum să spăl și mașina, că e jegoasă din urmă. O să iau GoPro, vă povestesc o pățanie de-a mea cu Passeratiul ăsta. Hai dați că iau GoPro și vă povestesc. Hai dați că am pus GoPro. No, și să vă povestesc eu ce am pățit eu cu mașinuca asta. Câteodată îmi vine să o bag pe câmp. Bă, asta a fost într-o vineri seara. Dacă bine mi-amintesc. A trecut deja ceva timp de atunci. O trebuie să mă duc să mă văd cu cineva în Cluj. A, și când am venit înapoi, mașina mi era parcată undeva în zona aia mai centrală. Așa, pe o stradă de asta, parcare cu plată, parcare lângă trotuar. Da, și pe când ajung eu înapoi la mașină să mă duc acasă, eu stau la vreo 60 de km de Cluj, 55-60 cam așa. Bă, mă gândesc, hai să-mi dau eu jos geaca, să fiu așa mai confortabil până acasă. Mă duc lejer. Bă, și iau cheia. Eram cu cheia în mână, de fapt, că am deschis ușa de la mașină. Pun cheia pe scaunul din dreapta. Mă cobor din mașină, dau jos geaca, ușa din față o închid, deschid ușa din spate, țip acolo geaca și pe când o închid și pe aia, dintr-o dată aud că se blochează mașina. Bă, ce dracu, prima dată nici nu mi-a venit să cred. Așa nici n-am realizat ce se întâmplă. Mă caut așa prin buzunare, nici nu mi-am dat seama că am lăsat cheia pe scaun. Bă, nu-i cheia. Când mă uit în mașină, cheia pe scaunul din dreapta. Pai de capul meu. Nici nu știu cum să descriu ce stare am avut atunci. Cumva așa, o stare de nervi plus disperare. Bă, deci efectiv n-am mai știut ce să fac. Am stat, am calculat eu toate variantele, pe cine să sun, dar pe cine, doamne, să mai sun la 11:30. Oricum, chiar dacă aș fi sunat pe cineva, nu mă putea ajuta nimeni cu nimic. Așa că după ce am eliminat cam toate variantele, am zis, bă, asta e, n-am ce face, trebuie să sparg geamul. Oricum nu era prea circulat pe acolo, nu prea erau oameni. Bă, și dau jos geaca de pe mine, mă gândesc, hai că o pun așa pe geam, îi dau doi pumni și n-are cum să nu se spargă. Doar mi-aminteam cum ne jucam cu parbrizul ăla lui Alex. Într-adevăr că e suprafață mai mare și că parbrizele cred că-s cu două straturi. Am un pic că-l atingeam și deja se crepa. Azi, bă, îi dau la asta un pumn așa cât pot, clar îi spart. Bă, și pun geaca. Primul pumn l-am dat așa, nici nu l-am dat cât am putut. Dar am dat destul de tare. Bă, și dau și nimic. Zic, bun, hai că trebuie să dau cât pot. Bă, și dau cât pot. Și dă nimic. Și mai dau vă doi pumni. Deja mi s-a umflat mâna. Deja mi s-a dus și pielea. Pai de capul meu. Deci mâna, mai, cred că dacă mai dădeam doi pumni, eu nu pe mâna. Era și un băiat acolo la vreo 50 de metri de mine. M-am gândit să nu sune la poliție. Când dădeam cu pumnul, s-a uitat la mine. Când mă uitam la el, se făcea că s-a uitat pe telefon. Oricum am dus până la el și am zis care-i treaba. Ia bă, mi s-a blocat cheia mașină. Nu cumva să sune la poliție, să mai complice treaba. După m-am dus înapoi la mașină. Am zis, bă, cu pumnul numer, iar atât am stat și m-am gândit, disperat e numai. Asta e, să mă duc să caut ceva. Am luat acolo pe o străduță și noroc că un om avea în față la poartă un bolovan, fel de bolovan așa din ciment. Am zis, no, hai, cu ăsta nu se poate. Vă las și o poză, că se vede în poză cum arăta. Avea și ceva vârf bolovanul. Am zis, cu ăsta nu se poate să nu se spargă. Bă, și iau bolovanul și dau una cât pot, bă, și nu se sparge. Și numai din a 5-a lovitură s-o spart. Acum va s-o spart. Hai că a avut niște nervi cu mașină. Dar și pe mine, că normal, dacă bagi cheia în contact, nu se blochează. Dar am mai pățit acasă tot așa pe scaun și mi s-a închis. Numai acasă, noroc că mi-a fost deschis portbagajul. Și când bagi cheia în contact, nu-i problemă. Dar nu știu cum, doamne, n-am băgat cheia în contact. Și mașina asta e handicapată, s-a închis. Așa că m-am pornit încetuc spre casă. Vă dați seama, fără geam, frig de numai, cu gluga în cap ca și aurolacii.
Oricum m-am gândit eu, vă dați seama că dacă era cea mașină mai rară, nu spărgea în geamul, căutam alte variante. Acum știu că e Passat și găsești pe toate șanțurile piesă. Am știu că găsești și la asta. A doua zi m-am și dus la o de asta de dezmembrări. Am luat un jean cu 50 de lei. Am început frumos să curăț mașina. Adică asta a fost după ce am curățat mașina, m-am dus la dezmembrări. Nu a fost foarte greu de montat, destul de rapid am rezolvat atât treaba. A fost cam cea mai rapidă și mai simplă variantă pe care am avut-o, sincer. Nu știu dacă era ceva mai... Arată că a fost greu și drumul, așa cu geamul spart. Dați seama, a intrat frigul. Meream cu glugă în cap ca așa au rolacii, noroc că am avut glugă. Băi, e nervi, așa aș fi dat în gură la mașină. Numai dacă mi-era frig. Am și cam asta a fost și cu geamul, și cu pățania, cu cheia. Bă, câteodată când nu-ți mere, nu-ți mere, mă. Cum am pățit și ieri când am venit cu mașina să fac programare pentru folii. Bă, am făcut pană. Aici nu departe de oraș, de Dej. Am făcut pană. Bă, deci că nu-ți mere, nu-ți mere. O lăsat pasirat un drum. Adică m-a lăsat rota. Bă, dintr-o dată nu mai simt că trage într-o parte. Ce, doamne? E zi mașină. Rota-i pe pană, la rota de rezervă. Păcând să iau și pe aia. Și aia e disumflată. Noroc că a fost la ciumbăia cu o dubă. Am avut o pompă. Mi-a m-a ajutat că de nu, nu știu ce făceam și plouă. Așa e, deci bagă dracu coda. De astea pățești. Da, deci numai așa să vezi, mă, când nu-ți mai are efectiv, pățești cine știe ce. No, da, stai, n-avem ce să facem. Bine că s-a rezolvat. Alte probleme n-am avut cu Passat-ul. Termostatul ce l-am schimbat. A început să nu mai indice calumia temperatura motorului. Nu mai ajungea la 90, stătea undeva pe la 80. Câteodată când meream așa mai tare, când se încălzea mai tare, se urca și pe la 90, dar de obicei cam acolo stătea pe la 80. Deci, dacă alte simptome la mașină nu am văzut, am zis, hai că-l schimb oricum preventiv, ca să n-am cea probleme pe viitor. Am schimbat și pe ăla. Nu știu sincer dacă era original termostatul. Scria pe el made in Germany, dar habar nu am dacă era cel original. Oricum părea un pic mai solid așa cumva decât ăsta pe care l-am luat eu. Deși am zis la băiatul de acolo ca să-mi dea unul cât e, cât să nu fie chiar cel mai ieftin. Dar nu știu, nu. Oricum, acum e ok mașina. Nu mai am problema asta. Deci acolo a fost. Hai, dar că mă duc și o să spăl mașina asta. Deși până la ăștia cu foliile cred că are să murdărească un pic, dar măcar cât e cât să fie mai curată. Că am băgat câteva drumuri de cruz și praf. Și plus că vreau să vă arăt și cum arată mașina acum. Și să vedeți așa după cum o să fie. Am uitat să-mi pornesc aici un pic de căldură. Deci o să pun foliile și o să mai vedeți ce o să mai pun în plus pe lângă folii. Să mai fac câteva chestii. Dar o să vă arăt la urmă. Așa că acum primul lucru să spăl mașina.
No, deci cam așa arată acum mașina. Și un before. Să vedem cum a arătat după. Cum mai curată, i-am dat o spălare. Oricum, până la băieții ăștia, cred că iar e la loc. Stop ăsta, săracu. Cred că-i spart sau nu știu ce, doamne, cu el. Și rămâne acolo apă. Deci cam asta e mașina. Și vă arăt după. No, haideți că am revenit cu update-ul. Să vă arăt și vouă ce a ieșit. No, deci cam așa arată mașina, cu foliile pe spate. Cred că cele mai închise. Mai închise de atâta nici nu știu dacă îs. Cel puțin băiatul ăla de acolo așa mi-a zis. No, și să vă arăt ce am mai făcut pe lângă folii. Deci, după cum vedeți, am făcut oglinzile negre. Astea, eu inițial am să îmi pun colant pe ele, colant negru. Dar au zis că nu se pot face și sau nu s-a putut face, că mi-a zis după aia că nu s-a putut face cu colant negru. Și le-au făcut cu colant lichid sau ceva de genul, nu știu cum, dar mi-a zis. Cred că e plastic din ăla. Am văzut și la alții că spreiază, e ca și un spray normal, doar că vine jos, dacă vrei să-l dai jos, e cred că cumva așa cauciucat. Da, în fine, mie-mi place cum a ieșit. Și le-am dat un polish la farurile astea, au fost un pic mătuite, plus folie pe ele, ca să nu mai am probleme. Da, și să vă zic și prețurile. Deci polish-ul la faruri plus folii, astea m-au costat 300 de lei. Oglinzele făcute cu negru 150 și foliile pe spate 450. Deci eu am fost în dej. Băieții ăștia, stați așa să vedem dacă focusează. Nu prea vrea, am a media. În seara aia n-am mai putut să filmez că deja a fost întuneric când am mers după mașină. Ieri a plouat toată ziua, deci au trecut două zile de când am așa. Aici se poate vedea urma asta faină. M-am făcut pană. Oricum aștept să dau jos jantele astea. Și să le pun palia pe 18. Mai am oricum câteva planuri pentru pasat. Acolo când se mai încălzește un pic. Am mai pregătit ceva piese pentru el. Da, toate la timpul lor. Da, și cam atât a fost cu videoclipul ăsta. Și până data viitoare, eu vă doresc numai bine. My appetite.